I-am pus și pălăria. Am făcut o pălărie dintr-o găleată. Urmează să-i punem nasul, ochii. Ne-am apucat de un om de zăpadă. Să adunăm toată zăpada din curte și de prin grădină. Să facem un om de zăpadă. Aici o avem pe Mini, cățelușa. Prinde viață omul nostru. Raisa. Prinde viață omul nostru de zăpadă. Mă, nu prea avem zăpadă. Dar cât avem? E cât tine, imediat. Ce faci acolo? Aproape e gata omul de zăpadă. Mai trebuie să-i punem un pic zăpadă să nu pice. Și apoi vom pune Marco. Nasul. Gata, am finalizat și omul nostru de zăpadă. Așa cum am putut noi, după câtă zăpadă am avut. Are și nas, ochi, gură. Ce faci tu aici? M-a dat în sania. Păi hai prin grădină. Arată-i turnul de fel, omul. Ce faci, ursul? Hai sus. Hai sus, băiat. Ce faci? Hă? Ce faci? Ce faci, mă? Cam asta a fost și vlogul nostru cu omul de zăpadă de astăzi, de la țară. Așa că dacă v-a plăcut clipul nostru, nu uitați să dați un mare like, să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o încă, ne lăsați un coment să ne spuneți dacă ne-am descurcat cu omul de zăpadă și până data viitoare, v-am pupat. Aveți grijă de voi!